Iată, ne ajung și la mailbox 443. Avem 3 mail-uri și o să am nevoie de ajutorul vostru să le răspundem, pentru că sunt niște chestii așa mai de preferințe sau niște probleme pe care eu nu le-am mai întâlnit, dar cine știe, poate cineva din comunitate le-a întâlnit deja. Înainte să începem, aș vrea să vă reamintesc și unde ne puteți scrie, dacă aveți și voi întrebări de genul ăsta sau altele, răspundem și la, nu știu, telefoane, TV-uri și așa mai departe, pe adresa livearoundpisicaraș.ro sau pe formularul de pe pcg.ro/tv. Așa că, hai să începem! Primul mail vine de la Alexandru și ne zice așa: salutare echipa PC Garage, vreau să vă cer o părere legată de produsele de la Lian Li. În prezent sunt utilizator de Corsair în ceea ce privește răcirea pe cooler și ventilatoare și mă gândesc să trec la Lian Li. În principiu am pus ochii pe carcasa Lian Li Lancul 3 și Lian Li Galahad 2 Trinity, sistemul de răcire. Neavând prea multă experiență cu Lian Li, doresc să aflu care ar fi părerea voastră despre ele. În special despre AIO, carcasa este opțiune sigură. Diferența dintre Lian Li și Corsair nu este așa de mare, mai ales ca preț nu e deloc, și mi-e greu să-mi dau seama. Corsair H100i, pe care l-am de aproape 5 ani, încă merge bine, doar că dă semne de bătrânețe. Plănuiesc această schimbare odată cu apariția noilor procesoare AMD din seria 9000. Vă mulțumesc! Foarte mișto că ne-ai dat mailul ăsta și cu seria 9000, pentru că o să apară destul de curând și o să avem și noi un clip. Nu știu dacă pot să spun mai mult de atât, dar o să avem și noi un clip, așa că rămâneți pe aici, dați subscribe să nu pierdeți. În privința lui domnului Lian Li, să știi că este un brand foarte bun, este cu renume, este apreciat de foarte mulți reviewers. Am văzut pe YouTube o grămadă de build-uri cu carcase sau cu coolere de la Lian Li. În plus, Lian Li inovează sau dă niște trenduri destul de importante pe piața PC-urilor. Dacă te gândești la carcasele cu dual chamber sau acelea acvariu, cum li se mai spune, de la ei cumva au pornit trendul ăsta. Ventilatoarele acelea care se bagă unul în altul și sunt conectați prin pini, nu mai e nevoie de cabluri suplimentare. E un brand care nu stă și, nu știu, așteaptă să vadă ce e în trend, ci chiar dau trendurile, fac niște produse foarte bune. Am avut și noi un sistem PC Garage, un greuceanu, care a avut Lian Li Galahad 2, exact coolerul pe care ți-l dorești tu. Era montat pe o platformă AM5 cu Ryzen 7 7700X. A ținut foarte bine, n-au fost niciun fel de plângeri, l-am și testat pe partea asta, deci sunt sigur că și la seria 9000 o să facă față destul de bine. O altă chestie la care trebuie tu să te gândești este că vei schimba, odată cu brandul, vei schimba și aplicația cu care vei schimba iluminarea sau vei monitoriza temperaturile, viteza ventilatoarelor și așa mai departe. Ea se numește L-Connect 3 și partea bună e că poate fi, cel puțin iluminarea poate fi sincronizată și cu softurile plăcilor de bază. Asus, am văzut MSI, Gigabyte și ASRock. Deci pe partea asta ești ok, dar da, ține cont și de chestia asta că vei schimba și ecosistemul, să zic, nu o să mai ai IQ, o să ai acest L3 Connect. În rest, sunt amândouă niște branduri foarte bune, nu știu dacă aș avea vreuna preferată. Să zic că cu Corsair m-am întâlnit mai des, Lian Li, cel puțin pe la noi, nu este atât de popular cum este Corsairul, dar au niște produse super, super mișto și mai ales dacă ești hotărât pe acea carcasă, de ce nu să mergi cu tot brandul ăsta pe întreg PC-ul? Voi ce părere aveți? Al doilea mail vine de la Ștefan și are o problemă cu iluminarea și de asta am zis că am nevoie și de ajutorul vostru. Salut, am și eu o placă de bază Asus Prime B460MA și când am achiziționat PC-ul a venit cu un set de plăcuțe de la Gutra. Problema e că am făcut upgrade la un set de plăcuțe de 32 de giga de data asta de la Corsair Vengeance și nu mai corespunde Asus Aura, adică se opresc luminițele. Am o sursă de 600W, nu cred că asta e relevant neapărat. Placa video se alimentează, jocurile merg cum ar trebui să meargă, toată treaba e că după ce instalezi acești rami, la 2 zile mi se oprește Aura Sync și nu mai citește Armory Crate, placa de bază și nici LED-urile nu se mai aprind.
Dacă se poate o sugestie, un sfat. Ștefan, să știi că am căutat puțin pe Reddit, pe site-ul celor de la Asus, inclusiv pe site-ul celor de la Corsair, să văd dacă există vreo problemă între aceste două branduri. Ideea e că am văzut o grămadă de probleme din o grămadă de motive. Așa că o să-ți înșir câteva, ți-aș propune să le încerci pe toate, poate găsești și prin comentariile acestui clip niște sugestii să le încerci pe toate, pentru că câteodată efectiv se întâmplă. N-ai ce să faci. Și noi am avut probleme cu Kingston și Asus, spre exemplu, sau Gigabyte și, nici nu mai știu, cred că Corsair. Adică chestiile astea se pot întâmpla și de vină ar fi o eroare mică care poate fi rezolvată mai ușor sau mai greu, în sensul că trebuie să schimbi componenta. Ce am văzut eu, prima chestie pe care ar trebui să o faci este să instalezi din nou Armoury Crate. Dar înainte să instalezi, să ștergi efectiv și să dezinstalezi tot ce înseamnă Armoury Crate din PC-ul tău. Un fresh install cu toate aplicațiile, atunci poate o să fie ok. O altă chestie la care să te uiți este BIOS-ul plăcii de bază. Dacă este actualizat, am văzut că ultima actualizare a plăcii tale este din 2021, deci mă gândesc că până acum ți-ai făcut deja upgrade-ul de BIOS, dar cine știe, dacă nu ți-ai făcut, încearcă să faci și chestia asta. Mai văzusem să instalezi versiuni mai vechi de Armoury Crate, poate și asta ar ajuta. Este ciudat, dar cred că poate fi rezolvat. Încă o chestie pe care tu nu ne-ai spus-o exact, dacă acele Corsair Vengeance sunt și ele la rândul lor cu RGB. Pentru că atunci o să ai nevoie să instalezi IQ și pe lângă IQ trebuie să instalezi și un plugin ce permite sincronizarea iluminării memoriilor direct din AuraSync. Poate mai e și pe acolo ceva care agață. Sfatul meu, șterge tot ce înseamnă aplicații de sincronizat lumini. Aici intră și Armoury Crate, dar poate și IQ dacă l-ai instalat și încearcă să le instalezi din nou. Dacă nu, un update de BIOS. Încearcă să le controlezi independent. Cam astea ar fi sugestiile mele. Dacă aveți și voi altele, lăsați-le în comentarii. Al treilea mail vine de la Darwin și ne scrie așa: salutare echipa PC Garage, vreau să întreb ce build aș putea face în 3500 de lei pentru gaming. Mai bine pe Intel sau pe AMD? Mi-ar plăcea procesorul să fie Intel. Mulțumesc! Dacă ție îți place Intel, e clar că nu o să ne mai gândim la AMD, pentru că în bugetul ăsta de 3500-4000 de lei, diferențe foarte mari între ce ai putea să cumperi pe Intel și ce ai putea să cumperi pe AMD nu sunt foarte mari, să știi. Adică diferențele sunt mai departe dacă te gândești la un i7 versus un Ryzen 9, spre exemplu, cum am avut în clipul trecut. Așa că nu am făcut un build de data asta, nu am făcut un wishlist, adică, ci am să-ți propun un PC făcut de noi, de PC Garage, și anume Balaur Epic Max Plus. Dar am ales PC-ul ăsta, chiar dacă este mai scump, este 3858 de lei acum, dar să fie măcar ca o referință pentru tine de ce componente ai putea să cumperi în acest buget. Pentru că, spre exemplu, PC-ul ăsta are o carcasă care poate e puțin mai scumpă, cum e AlphaGear-ul Tempest, cu iluminare RGB, cu controller pe spate și așa mai departe. 16 GB DDR4, 1 TB SSD, poate ca să mai scazi puțin din preț, iei un SSD de 500, deși un tera e cam ce ți-aș recomanda și eu, și în principal placa video un RTX 4060. Cam pe acolo o să te îmbârți cu bugetul tău și, evident, procesorul, că despre el n-am vorbit, dar este un Intel și anume un i5-12400F. Cam asta poți să cumperi în bugetul ăsta. Dacă te gândești, o să dau și o soluție așa rapidă și pentru AMD, dacă te gândești la AMD, atunci un Ryzen 5 5600, cam pe acolo ai putea să te duci. La fel, o platformă cu DDR4 și poate aceeași placă video, cam pe acolo s-ar învârti. Voi ce ați alege și dacă aveți sugestii mai bune pentru Darwin, lăsați-le în comentarii. Și comentariul săptămânii vine de la Z772. Salut, Mădălin, scuze, n-avem. Am două nelămuriri. Am montat pentru un prieten un PC în carcasa AlphaGear Adept și am rămas șocat când am văzut că acoperitoarele sloturilor de placă video din spatele carcasei, adică unde sunt porturile plăcii, sunt niște bucăți de ABS lipite, care după dezlipire nu se mai pot pune înapoi. De ce s-a ales această soluție și de ce s-a acceptat vânzarea unui astfel de produs? O să-ți răspund cât se poate de rapid.
Dacă te uiți puțin pe prețul acestei carcase, pe Alpha Gear Adept, care este o carcasă totuși care are 4 ventilatoare cu iluminare, este de 199,99 lei, la care mai e și 20% reducere dacă o cumperi acum. Adică este o carcasă cât de cât de buget, unde a trebuit să se reducă costurile, să zic așa, cât mai mult. De exemplu, ventilatoarele de pe Adept nu au controller, ci sunt alimentate direct prin niște mufe Molex, e mufă care intră în sursă. Tabla de pe Adept poate nu este la fel de premium cum sunt carcasele mai scumpe și la fel sloturile de expansiune de pe spate, pentru că cred că la astea te refereai, sunt din acelea pe care odată ce le scoți nu le mai poți monta înapoi. Dacă e să ne uităm la o carcasă tot de la Alpha Gear, spre exemplu, și anume Purifier 2, care costă 444 de lei, adică dublu și puțin, o să vezi în poze, chiar și cele date de utilizatori, că fiecare slot de expansiune are câte un șurub și poți să îl scoți foarte ușor. Iar apoi dacă schimbi placa video cu ceva mai subțire sau ceva mai gros, cu 2 sau 3 sloturi, poți să pui înapoi acele sloturi. Cam despre asta e vorba, pentru a reduce costurile cât mai mult și totuși să ai o carcasă care arată bine și care are un airflow bun, trebuie să se facă niște sacrificii. A doua întrebare este, când veți vinde carcase Alpha Gear cu suport de radiator de 420 mm? Sincer, nu știu dacă ne-am gândit vreodată să facem chestia asta, pentru că este un segment destul de nișat. Nu foarte mulți oameni și-ar permite sau și-ar lua un radiator de 420, zic eu. Până acum, din ce m-am uitat, pe nicio carcasă Alpha Gear, într-adevăr, nu se poate monta un radiator de 420, maxim fiind 360. Nu știu, voi ați vrea să vedeți carcase de 420, asta ar însemna automat că trebuie să fie ori mai mult mai lungă, ori mult mai înaltă, în funcție de unde montezi radiatorul. Dacă ar fi ceva ce v-ar plăcea, cine știe, poate o să mergem și pe ruta asta și încercăm să facem și o carcasă cu radiator de 420 de mm. Bun, astea au fost mail-urile. Dacă aveți întrebări, o să mai zic o dată, live@pisigaraj.ro sau pcc.ro/tv. O să las aici și mailbox-ul de data trecută, unde puteți să vedeți pe Mădălin în cazul în care vă era dor de el. Cu Mădălin o să vă întâlniți foarte sigur săptămâna viitoare și posibil să aibă legătură cu ce am zis eu în primul mail acolo.